Bună ziua, l-avem în față pe domnul Schmidt Vasile, șef serviciu SVSU Macea. Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre ziua de astăzi? 13 septembrie, ziua pompierilor pe plan național și detașamentul sau grupa de pompieri de stingere a incendiilor Macea aniversează această zi. Putem să vă spunem că toate activitățile care au fost până acum, inclusiv ziua de astăzi, s-au făcut împreună cu administrația locală, cu primarul și cu grupa de pompieri Macea și pe viitor sperăm să fim organizați tot așa de bine. Anul ăsta n-am avut incendii, decât unul singur la un autoturism, datorită prevenirii care s-a făcut destul de bună. Avem aici și un pompier care poate să vă spune câteva cuvinte din activitatea grupei de pompieri. Cum e activitatea de pompieri? Cum o desfășurați? Domnule, un pic am amărât de singurul și șofer și pompier. Văd că sunteți echipat în echipament, mașina. Mașina merge foarte bine. Puteți să ne arătați aici de la mașină, accesoriile, să le vedem. Mașina cu ce merge? Apă, spumă, e de asta modernă? Și apă și spumă. Da. Haideți să vedem aici accesoriile. Deci aici avem accesorii, deci tip C, furtunii. De aici îi plichit spuma. Da. De aici avem, în caz de urgență, deci hidranți, furtunii, toate pregătite, trebuie să mergem panglică, nu mai întindem role și... Da. Dincolo ce avem puncte, deci unde se angrenează apa sau... Ăsta e rezervorul de spumă, unde îți dăm spuma, dincolo ce e tubul pentru absorție, să tragem apă, astea patru sunt pentru calcularea apei. Oare avem tuburi de oxigen, dar nu avem aparatul de inhalat oxigen. Deci regulatorul ăla pentru oxigen le avem, dar nu avem masca. Bun. Asta nu a fost dotată mașina când am primit. Altceva ne mai puteți arăta? Aici. Tot așa, furtunii pentru... Deci pregătite pentru... Sunt pentru sort distribuitoare. Da. Pentru nivelul apei, cât e apa de adânc. Da. Văd că mașina este dotată.